Poliția s-a înnoit cu 52 de automobile noi. Mașinile au fost achiziționate în cadrul programului Suport bugetar pentru reforma poliției și repartizate inspectoratelor de poliție din țară. Automobilele sunt dotate cu sisteme inovative de monitorizare, iar ulterior vor fi completate și cu dispozitive de comunicare securizată. Potrivit ministrului de interne, Pavel Voicu, noile mașini vor spori eficiența serviciilor poliției. Atunci când am făcut caietul de sarcini, am reieșit din necesitățile pe care le au cetățenii, anume ținând cont de relieful care este în Republica Moldova, ținând cont de intervențiile noastre de-a lungul timpului cu automobilele care le avem în dotare, am considerat că un mijloc de transport de teren care să permită în toate localitățile, pe deal, pe văi, pe timp de ploaie, de zăpadă, să reușim până la 15 minute să reacționăm la solicitările cetățenilor. Automobilele sunt dotate cu GPS, conectat la Sistemul Național de Intervenții 112 și nu doar. Da, cauciucuri de an care în transet, sunt și alte echipamente, ați văzut la colegii mei, au fost demonstrate acele conuri pentru marcarea locului în cazul unui eventual accident rutier, acea lentă cu inscripția stop poliția, iarăși pentru delimitarea zonei accident rutier, fiindcă aceste unități de transport o să fie implicate la reacționare operativă. De asemenea, în interiorul automobilelor au fost instalate mecanisme de protecție pentru o mai mare siguranță în timpul serviciului. Este dotat, cum am zis, este repartizat în două compartimente. Dispozitivul dat de protecție este amplasat pentru asigurarea securității poliției, pentru asigurarea securității persoanelor care sunt escortate la moment. Dacă persoana devine agresivă și prin surprindere atacă șoferul sau colegul în timpul deplasării, iarăși este pericol. Valoarea totală a achiziției constituie circa 20 de milioane de lei, iar programul Suport bugetar pentru reforma poliției a fost implementat în perioada 2016-2020.